Dimineața Oana ca de obicei alerga la lucru prin pasajul subteran. Ea era însărcinată în luna a patra. Din fericire nu avea toxicoză. Așa că avea posibilitatea să lucreze. Doar iată că era foarte somn. Și ea dimineață de abia de se ridica din pat, iar apoi alerga ca o nebună. În subterană ca de obicei era aglomeratie și gălăgie. La ieșire stăteau în mod obișnuit cerșetorii. Fiodor, Mihail și încă vreo cinci stăteau cu mâna întinsă. Oana nu putea să treacă pe lângă ei indiferentă. Ei era milă și după posibilitate le cumpăra niște plăcinte sau chifle. Ei îi mulțumeau din suflet de fiecare dată. Negustorii de flori locali se învârteau pe lângă templu. E bună la inimă. Se vede doar după haine că nu e vreo bogătașă, e însărcinată. Dar îi hrănește pe acești leneși. Asta poate oricine să facă. Să stea cu mâna întinsă. Dar tu încearcă și muncește, pierde o zi întreagă. Încă și bani le mai dă. Oricum o să-i dea pe băutură. Ei nu aveau cum să înțeleagă că Oana ca nimeni altcineva înțelege acești oameni. Și știe cât de amar este să nu ai un acoperiște asupra capului. Înfometat și nefericit. Da, ea înțelegea că mulți dintre ei beau mult, dar aceasta e din cauza deznădejdii și fricului. Doar ei stau zile întregi în vânt și privesc cum aleargă trecătorii, se grăbesc cu treburi. Acasă îi așteaptă cineva. Își fac griji. Dar pe un vagabond nimeni nu-l așteaptă nicăieri. El este singur pe fața pământului. La fel ca și ea. Oana ca de regulă le flutura din mână vagabonzilor și deodată a observat că este cineva nou printre ei. Acesta era un bărbat suficient de tânăr, în jur de vreo 30 de ani, cu părul creț lung și neîngrijit. Încârșe. El nu striga, nu cerșea. Pur și simplu se uita undeva în depărtare. Lângă el era pus un chipiu în care trecătorii aruncau bănuți. Ei s-a făcut foarte milă de el. Dumnezeule, iar eu încă mă plâng pe viața mea. Omul nu are picioare și nu-i nimic. Trăiește. În valul de emoții a cumpărat o gogoașă fierbinte cu gem și un pahar de ceai fierbinte și le-a întins lui. Luați! Sunt din tot sufletul. Poftă bună! Băiatul s-a sfit și o privi cu atâta recunoaștere. Vă mulțumesc! Și-și ochii plini de vopsia. Ca să nu incomodeze băiatul, Oana i-a dat din mână și a fugit mai departe. După cele văzute pe ea, ună amintirile anevoioase din copilărie. Despre așa zisa ei familie, ea și aducea aminte puține. Mama alcoolică, bătăile și certurile. Iar burta-i bolborosea mereu de foame. Dar de îndată ce fata începea a plânge și cerea de mâncare, se alegea mereu cu plesnituri și comoții. Acasă întotdeauna era murdar o sumedenie de sticle cu alcool goale. Pe masa lipicioasă fata mereu găsea rămășițe de pe urma petrecerilor și le mânca la com. Până nu o vede nimeni. Pentru totdeauna în memorie s-a întipărit duhoarea cumplită și amestecul de alcool, pachete ieftine de țigări și corp nespălat. La orfelinat pe Oana au luat-o la sugestia vecinei milostive. Tanti Marina Femeia nu putea să privească cu calm în ce coșmar creștea micuța Oana fata hoinărea singură pe afară până se făcea noaptea. Chiar și pe îngheț cumplit, necăutând la faptul că ea avea doar cinci ani. Pe ea nu o căuta niciodată nimeni. Nu o chema acasă. Tanti Marina mereu o hrănea pe fetița murdară și plângea. Privind-o tremurând de nerăbdare, aceasta rodea plăcinta adusă. Când fata deja împlinise șase ani, era limpede că nimeni nu are de gând să o înscrie la școală. Mamei alcoolice nu i păsa deloc unde este fata ei și cei cu ea. Instinctul ei de mamă s-a atrofiat complet. Dacă el în general a mai existat vreodată. Deci tanti Marina s-a decis. A chemat protecția copilului și le-a povestit cât de greu și teribil trăiește acest copil nefericit. Când Oana a fost luată la orfelinat, ea plângea, striga, zgâria și își chema mama. Dar cea din urmă dormea neclintită după o altă petrecere și nici nu observa tot ce se întâmplă. Copilul avea o isterie sălbatică când au tuns-o ca pe un băiat. Au spălat-o, au îmbrăcat-o. Hainele fie și erau purtate, dar în schimb erau curate. Și viața trecea monoton. La orfelinat tot nu era atât de ușor. Nu erau hrăniți chiar bine, comportamentul și disciplina erau strict monitorizate. Pentru nesupunere îi pedepseau mereu. Dar cel puțin nu-i băteau ca acasă. La unele fetițe veneau în vizită rudele. Le aduceau dulciuri, jucării, cadouri la zile de naștere. Oana mereu le invidia. Pentru că la ea doar o singură dată a venit tanti Marina și i-a adus un pachețel cu bomboane nu prea scumpe. Mama, așa și nu și-a vizitat niciodată fata la orfelinat. Oana a îndurat această durere și amărăciune de-a lungul copilăriei. Și și-a jurat că ea niciodată și pentru nimic în lume nu-și va lăsa copilul ei. Oana învăța bine. În deoseb, ei îi plăcea matematica și științele exacte. Ea foarte ușor calcula în gând. După ce a ieșit de acolo, Oana a primit de la stat o cameră în cămin. Condițiile de acolo erau mizerabile. Podeaua a putrezit. Geamurile de mult trebuiau schimbate. Pe perete atârnau bucăți de tapete rupte, iar o canapia de mult uzată stătea modest într-un ungher. Împreună cu prietena sa Irina, Oana a hotărât să intre la institut. Deși nu-și făcea mari iluzii cu privire la aceasta, spre marea ei uimire, au acceptat-o din prima. Totul datorită cunoștințelor excelente și abilităților matematice. Fata era nespus de fericită, ea, eleva orfelinatului, singură, fără legături și bani, a intrat la Facultatea de Economie din cadrul unei universității prestigioase. Ea a fost cazată într-o cameră bună, cu două fete din familii suficient de înstărite. Ana și Victoria erau niște fete destul de ușuratice. Învățatul nu făcea decât să le obosească. Foarte des de la lecții și le plăcea să se plimbe până noaptea târziu. Oana însă învăța cu străduință și petrecea foarte mult timp la bibliotecă. Fetele se amuzau despre seama ei. Oana, tu ne uimești. E primăvara afară. E cald. Discoteci în fiecare zi. Iar tu ca o bătrânică tot înveți și înveți. Haide măcar dată cu noi să te distrezi. Dar fata doar căuta motive. Nu pot fetelor. În curând avem examene pe mine nu are cine să mă ajute în caz de ceva. Așa că trebuie să contez doar pe mine. Victoria a râs. Păi dacă e așa o să ne dai și nouă să copiem, prietenește. Iar noi am plecat. În final, toate eforturile Oanei au dat roade și a terminat cu brio înainte de termen sesiunea de vară. Și pe nota 10 a încheiat primul an. Victoria și Ana ca prin minune au scăpat de exmatriculare și erau supărate pe Oana. Aceasta tot știutoare neîndemânatică pur și simplu are noroc. Noi nu suntem cu nimic mai prejos. Așa este. Se agita Ana. Atunci, aceste două bârfitoare au decis să facă glume pe seama lui Oana. În vacanța de vară aproape toți studenții au plecat din cămin. Și el era practic pustiu. Oana se simțea tristă și singură, dar nu avea unde să plece. Nu-i rămânea nimic altceva decât ca de obicei să meargă la bibliotecă și să se ocupe cu sârguința adăugător. Atunci și au făcut apariția Victoria cu Ana și se întrecea una cu alta. Oana, noi te invităm la un picnic. Vor fi studenții din ultimul an. Frigărui scăldat. Numai nu spune că ai nevoie să te ocupi este pur și simplu absurd. Acum doar e vacanță. Fata era plăcut surprinsă de așa invitație. Doar ele nu erau prietene, nu comunicau. Erau prea diferite la caracter. Dar ea într-adevăr își dorea să se odihnească după atât a învățat. Și măcar cu cineva să comunice. Să se distreze. De aceea ea bucuroasă a acceptat. Și chiar că... De ce să-și piardă timpul aici?" Doar afară bătea soarele fierbinte de vară. Vara era întoi. Planul viclean era așa. Toți știau că Oana nu bea și nu fumează și, în genere, e un pic cam stranie. Iată ele și-au decis să-i toarne și să o ia în derâdere. Acel picnic i-a întors viața eroinei noastre cu susul în jos. Încă de la început nu era ceva curat. Oana și imagina o companie călduroasă și prietenoasă. Bună dispoziție și odihnă plăcută. Dar când ele au ajuns la casa de la țara Victoriei, fata a văzut acolo cu totul altceva. La terasă s-au strâns mulți băieți maturi. Major din familii bogătașe și exact așa fete fițoase și desfrânate. Veselia era întoi. Cocktailuri, șampanie, dansuri și muzică tare. Oana se simțea în plus aici. Era incomod, nu putea să se relaxeze. Victoria și Ana vorbeau necontenit despre haine stilate și petreceri mișto, și pe ascuns le turnau la fete martini în paharul cu suc. Nefiind obișnuită, Oana foarte repede s-a amețit. A început să se simtă rău. Ea a încercat să se ridice, dar picioarele nu o ascultau de fel. Ea s-a împiedicat și a căzut înșirându-se ridicol pe iarbă. În aceeași clipă toți au început să râdă sălbatic. În loc să o ajute, Victoria striga tare. Voi doar uitați-vă la ea. Încântătoarea noastră eminentă s-a îmbătat nițel. Și încă se prefăcea o sărmanoiță. Nu în zadar se spune. Ferește-te de omul care tace. Fata s-a ridicat stingerită, s-a scuturat. I-a stat trist și obișduitor. Din toată mulțimea doar un singur băiat i-a întins mâna și a încercat să o ajute să se ridice. Lacrimile îi curgeau și roaie și ea pur și simplu a apucat-o unde cuprindea ochii. Cât mai departe de acest loc. Înainte de a pleca s-a întors. S-a uitat la Victoria și Ana și a strigat. Duceți-vă naibii toți. Mi s-au găsit ele, prietene. Unde să o apuce și cum să ajungă acasă fata nu știa. Casa se afla departe de oraș și împrejurimile erau absolut necunoscute. Ea șchiopăta pe drumul prăfuit și plângea fără încetare. Genunchiul lovit se învinețea și fata se certa pentru toate. Pentru ce proasta de mine am venit aici? Știam doar că vecinele de cameră sunt bune podoabe. La ce am sperat eu? Că pe mine, o fată de la orfelinat, o să mă primească în cercul lor. Pe neașteptate, din spate s-a apropiat o mașină și cineva a strigat-o. Oana așteaptă. Urcă-te! Te voi conduce până la cămin. Eu mă numesc Dumitru. Sunt ultimul an de studii. Fata s-a oprit și suspicios s-a uitat la acest tânăr frumos și sportiv. Anume, el a încercat să o ajute. I-ar fi dorit să refuze, dar a privit în ochii lui sincer și blajini, și ceva a făcut-o să se răzgândească. I-așa șters lacrimile și s-a așezat tăcut în mașină. Fie ce-o fi! Oricum eu de una singură nu voi ajunge acasă pe jos. Băiatul a liniștit-o tot drumul. Tu nu te supăra pe ele. Sunt pur și simplu amețite și prostuțe. Fără părinții lor în ele sunt nimeni. Nici la degetul tău mic nu ajung. Iar tu ești bravo! Mândră și cu caracter. Am auzit că înveți pe nota 10. Apropo, mi-ai plăcut foarte mult. Tu nu ești ca toate celelalte. Ești naturală! Fata a răspuns răutăcios. Eu doar nu sunt de teapa voastră. Sunt o simplă fată de la orfelinat eu nu am tătic bogat care să-mi rezolve toate problemele și să mă asigure cu toate cele necesare. Tu doar ești unul de-a lor. Ce vrei de la mine? Eu nu am încredere în nimeni. Băiatul calm a pus mâna pe umărul ei. În mine poți să ai încredere. Și brusc a sărutat-o pe obraz. De la acest sărut îndrăzneț și fierbinte, i-a fugit pământul de sub picioare inima îi sărea din piept și picioarele au devenit moi ca vata. Niciodată și pentru nimeni nu a simțit așa ceva. Ei imediat i s-a făcut atât de bine și liniștit. Din acea zi Dumitru nu mai ieșea din capul fetei. Ea nici nu se putea concentra la învățătură. Era de ajuns doar să-și amintească atingerea buzelor lui, mirosul parfumului scump, că imediat o lua un val de emoții și pasiune cu o nouă putere prin fața ochilor plutea umerii lui puternici și zâmbetul curat și blajin. Fata era supărată pe ea însă și. Ca se întâmplă cu mine. Ei și ce dacă te-a condus un băiat înstărit? I-a fost milă de tine. Scoatele din cap. Nu ești pereche lui. El poate a și uitat să se gândească la tine. Când Dumitru a găsit-o în cămin și a invitat-o la întâlnire. Toate setările pe care ea și le-a dat singură au dispărut într-o secundă. Oana deodată a și -a acceptat. S-a pregătit mult și riguros. Se făcea frumoasă. Oare să fie o glumă? Asta doar e prima ei întâlnire din viață. Era speriată și entuziasmată. Dar în același timp așteptarea întâlnirii sale cu Dumitru îi semăna încredere. Ea își făcea griji cum să se comporte cu el. Ce să vorbească? Dar dacă el va crede că eu sunt naivă și nu va dori să ne mai vedem. El doar este din familie bogătașă. A fost în multe locuri. E erudit dezinhibat. Dar eu? Însă totul a fost pur și simplu fabulos. Deja peste jumătate de oră după întâlnire, prima neliniște a trecut și ei comunicau liber. Dumitru s-a dovedit a fi foarte simplu. În el nu era nici pic de aroganță și mândrie. Dar cum se uita el la dânsa? O numea rândunica lui, deșteaptă și dăruia trandafiri gingași. Cuplul se plimba noaptea prin oraș. Ei se sărutau fierbinte și nu se puteau dezlipi unul de altul nici po secundă. Ei se iubeau în pofida la toate. Nimeni, absolut nimeni nu credea că aceasta va dura mult fetele rele și invidioase bârfeau pe la spate. Ce a găsit el în această fată dezgustătoare? Doar nu are nimic deosebit. Iată și fata voastră liniștită. A pus mâna pe așa băiat. Dar nu-i nimic. O să treacă iubirea și o să o părăsească Dumitru al nostru. El astfel de fete multe a avut. Părinții lui Dumitru erau oameni de afacere bine cunoscuți în oraș. Când ei au aflat despre întâlnirile lor, s-a iscat un scandal puternic. Mama striga. Ce faci, fiule? Ce-ți trebuie ție această fată de la orfelinat? Eu cu tatăl tău de mult ți-am găsit o mireasă din anturajul nostru. Fica unui deputat, frumoasă. Ce ai găsit tu în oana aceasta? Dumitru era șocat de cinismul părinților și striga înapoi. Cum de nu înțelegeți? Eu o iubesc și vom fi împreună. Vă place vouă sau nu? Aceasta este alegerea mea și viața mea. Și eu am de hotărât cu cine să trăiesc. Atunci tatăl lui Dumitru a bătut cu pumnul în masă. Deci așa. Mergi împotriva cuvântului părinților tăi. Atunci întrețineți singur prietena. Nu vei primi niciun bănuț de la mine. De altfel ești obișnuit să trăiești pe spatele nostru. O să vedem cum vei cânta. Dar Dumitru nu era genul de persoană timidă și nu avea de gând să renunțe la fericirea lui. Furios, și-a strâns lucrurile și a plecat din conacul părinților. Mama lui Dumitru, Valentina, printre lacrimi, striga la soțul ei: Ștefan, de ce ești atât de sever? Dar dacă Dumitru a plecat pentru totdeauna la ea și nu se va întoarce acasă. Calmează-te, Valentina. O să se-i peste o lună. Nu o să aibă încotro. El doar este student și nu a lucrat nicăieri măcar o zi. O să treacă repede dragostea când o să-și dea seama că nu mai are bani. Pentru el va fi chiar de folos. Cuplul a început să locuiască în camera oanei. După Conac, lui Dumitru îi venea greu să se obișnuiască cu așa condiții aspre. El a fost nevoit să se angajeze ca taxist se străduia foarte mult. Lucra până peste program. Totul de dragul iubitei lui, Oana. Când Dumitru se atingea ea și șoptea la ureche cuvinte de dragoste, fata se topea. Și se străduia să-i ofere logodnicului său de zece ori mai multă iubire și gingășie. Lipindu-se cu tot corpul de el, ea era recunoscătoare întregului univers. Deoarece nimeni și niciodată nu a iubit-o atât de mult. Ei nu observau nici canapiau uzată și veche, nici podeaua care scârțâia. Mâncau cu plăcere cartofi prăjiți și economiseau. Ei se simțeau bine împreună, iar restul nu era atât de important. În acea dimineață fatală, Dumitru trebuia să se întoarcă din schimbul de noapte. Oana i-a pregătit mâncarea lui preferată și bucuroasă trebăluia prin bucătărie. A trecut o oră, dar el încă nu venise la început fata se liniștea. Poate s-a reținut la lucru. Sau pe drum a întâlnit pe cineva cunoscut. S-au luat cu vorba. În suflet cu încetul creștea neliniștea, apoi panica. Când a sunat telefonul înăuntru ceva a tresărit de la presimțirea rea. Un glas străin și rece a anunțat-o că Dumitru a decedat într-un accident. Mâinile îi tremurau, picioarele îi se încălceau. În ochi totul s-a întunecat și ea a căzut inconștientă la podea. Toate evenimentele ulterioare erau ca prin ceață. În mormântarea, durerea și golul imens din suflet. Direct în cimitir, văzând o pe Oana, mama lui Dumitru a pornit o isterie strașnică. Ea plângea și striga. Să fi blestemată viperă de la orfelinat. Asta tu ești vinovată de toate. Din cauza ta acum băiatul meu nu mai este. Dispar din ochii mei. Cum de-ai îndrăznit să apari aici? Dar Oana nici nu auzea. Și nu reacționa în niciun fel. Ea doar stătea necăjită, incapabilă chiar să se miște. Și plângea încet. A început anul de studii. Oana parcă era un robot. Mergea în continuu la cursuri, la bibliotecă. Se întorcea în camera sa. Se încuia cu cheia și urla ca o smintită. Doamne, pentru ce? De ce m-ai pedepsit astfel? De ce mi-ai luat unica persoană dragă? Ea secul culca pe canapia, strângea la piept cămașa lui și inspira la com mirosul ei. Plângând și subițând fără oprire. Oana în fiecare minut își amintea de buzele lui sensibile și mâinile puternice și dragi, care o cuprindeau în fiecare zi. Ea avea impresia că din clipă în clipă ușa se va deschide și Dumitru va intra și va spune. Bună rândunica mea! Eu sunt acasă. Dar zilele se scurgeau iar el așa și nu mai venea. Ea refuza să înțeleagă că aceasta e pentru totdeauna. Oana aproape că nu mânca nimic. A slăbit mult și a început să-i fie greață diminețile. Când i-a în sfârșit și-a dat seama ce și cum și i-a dat prin cap să facă un test. Cele mai strașnice bănuiele ale ei s-au adeverit. Două linii. Ea este însărcinată. Toate sentimentele s-au amestecat, gândurile se încălceau. Ce fericire! Eu voi avea un copil de la iubitul meu. Sensul vieții. Continuarea lui. Și în același moment intra în panică. Dar cum o să-l cresc eu de una singură? Din ce să trăiesc? Ce se va întâmpla cu școala? Dar oare voi face față? Într-un acces de emoții a singura a venit la părinții lui Dumitru și sincer le-a povestit tot. Eu încă îl mai iubesc pe Dumitru. Mă simt atât de rău. Eu sunt însărcinată. Dumneavoastră veți avea un nepot sau o nepoată. Dar mie mi-este atât de frică să rămân singură cu copilul în brațe. Ce să fac? Ea spera la faptul că ei, auzind noutatea că vor avea un nepot, se vor topi, se vor bucura. Și măcar cumva o vor ajuta. Dar Oana s-a înșelat amarnic. Ea a fost umilită. Ei au făcut-o cu ou și cu oțet și au scos-o de gât cu cuvintele. Ești aici. Vidră desfrânată. Vrei să ne pui în cârcă un copil străin. Nu vei primi nimic de la noi." și nici nu te gândi să ne șantajezi. Să ne faci de râs sau să scurgi bani. Nici un bănuț nu vei primi. Voi toate de la orfelinat sunteți viclene. Ai hotărât pe necazul părinților să supraviețuiești. Ce tică mai ești? Oana plângea. Rătăcea spre casă și era înfuriată. Deci așa. Nu vă trebuie sângele vostru. Atunci merg la spital și voi rezolva dintr-o dată toate problemele. Se gândea ea cu mânie. În ziua următoare, când Oana a intrat în cabinetul doctorului, ea se agita și își făcea griji. Ginecolog s-a dovedit a fi o femeie în vârstă severă. Auzind că fata a hotărât să scape de copil, ea obosită și-a scos ochelarii și deja dorea să trimită fata la analize și procedură. Câte astfel de fete vin pe zi? Experiența a făcut din femeie și psiholog și ales nedeterminat după femeie intențiile ei. Dar privind-o pe această prostuță speriată și plânsă, brusc s-a muiat. Era limpede că fata pur și simplu era confuză. A nimerit într-o situație dificilă și s-a decis la acest păcat din disperare și deznădește. Ascultă, mă drăguță! Tu încă ești foarte tânără, fără experiență, și nu știi viața crede-mă pe cuvântul meu. Dacă vei scăpa de copilaș, vei regreta acest lucru toată viața. Eu cunosc multe astfel de exemple. Când își mușcă mâinile, vor să mai nască, dar gata. E târziu. Eu înțeleg că ai careva probleme odată ce te-ai decis la așa pas. Dar pur și simplu gândește-te la faptul că el deja este. El este viu, simte totul. Un copil este o bucurie și o fericire. Iar greutățile întotdeauna poți să le depășești dacă nu lași mâinile în jos. Nu să vârși o greșeală pe care nu o să o mai puteți corecta. De altfel îți va părea rău. Gândește-te la cuvintele mele. Oana Brusca a început a plânge și a țâșnit din cabinet. Ea se certa însă și cu ultimele cuvinte. Dar ce fel de mamă sunt eu? Eu doar am jurat că niciodată nu mă voi dezice de copil. Dar acum ce fac? Cu ce sunt mai bună decât mama mea? Așa nu se poate! Voi roade pământul, mă voi descurca cumva. Dar copilul îl voi pune pe picioare. În acea noapte, i a visat pe Dumitru. El o mângâia pe cap stând așezat pe marginea patului, și șoptea. Oana, scumpa mea! Tu ești puternică, o să te descurci. Totul va fi bine. Eu sunt mereu alături. Și te voi ajuta rândunica mea. Oana s-a trezit brusc și a pipăit patul, încercând să-l găsească acolo pe Dumitru. Atât de real era visul. Însă în cameră era liniște și pustiu. Doar ceasornicul ticăia deasupra capului. Eroina noastră a înțeles. Ea face totul corect. Dumitru a binecuvântat-o. Din această zi Oana s-a luat în mâini și a început să învețe Ia și a supraviețui. Ea și-a luat concediu academic de un an de la institut și se ocupa de căutarea unui loc de muncă. Trebuia măcar ceva bani să strângă pentru naștere și pentru copil. Cu greu ea a reușit să se angajeze în cadrul unei companii ca și servitoare. Șefa nu o avea la inimă. O cicălea mereu și periodic o certa privește cât praf ai lăsat în ungher. Crezi că dacă ești însărcinată poți să lucrezi superficial. Ia și spală încă o dată aici. Oana răbda, tăcea și muncea sârguincios. Strângea fiecare bănuț, deoarece ea acum avea un scop. Copilul ei. El deja a început să se miște, să împingă. Și în acele momente ea se simțea atât de fericită. Femeia mângâia burta și vorbea cu el, zâmbindu și singură. Neatrăgând atenția la starea ei materială dificilă, ea se încumeta să cumpere câte ceva din fiecare salariu și să hrănească cerșetorii din pasajul subteran. Ei era milă de dân și pur și simplu nu putea trece indiferentă pe lângă ei. Iată astăzi mergând spre casă, ea din nou a văzut acel băiat în cârje. Ea nu înțelegea singură ce a găsit deosebit la el dar iarăși l-a servit cu un pahar fierbinte de ceai și o chiflă. Și încă i-a pus 50 de lei în chipiu. Ca și prima dată băiatul s-a rușinat enorm și și-a întors privirea bombănind. Vă mulțumesc foarte mult! Femeia a zâmbit. Și de îndată ce a vrut să plece, brusc a auzit ceartă, strigăte. Ea deodată s-a întors și a văzut cum alți cerșetori îi luau banii și strigau că lui i-au dat prea mult fără să-i merite s-a iscat o încăierare. Spre ei au fugit trei bărbați musculoși cu scurte de piele și au început să-l bată pe sărman cu picioarele. El se răsucea, încerca să se ferească, dar totul în zadar. Uitând de situația ei, Oana s-a năpustit peste bărbați. Ea curajos lovea cu geanta și striga. Încetați imediat! Ce faceți? Acesta doar este un om viu. Voi îl veți omoră chiar acum o să chem poliția. Băieții au încetat să bată băiatul și au început a se răsti la Oana. Tu ce nevoi ai zăpăcit-o? Ești cu burta la gură, iată și șterge-o de aici. Până nu ai primit-o și tu. Iar acesta va lucra pentru noi de acum încolo. E norocos. Primește mulți bani. Oana se înădușea de indignare. Dar el ce este să săcălav? Omul și așa are viața stricată. Ce v-ați legat de el? El doar nu a deranjat pe nimeni. Cei trei au bufnit în hohote. Dar tu ce? Ai hotărât să iei apărarea. Dacă ți-a plăcut beteagul, ia ți le ție. Doar că pentru început răscumpără-le. Ai o sută de mii. Bandiții au scuipat la picioarele oanei și au plecat. Femeia s-a repezit spre băiat i-a dat o batistă să se șteargă. L-a ajutat să se ridice în picioare și i-a propus. Haide cu mine la cafenea. Te voi servi cu un prânz. Ai primit-o de-a binelea. Cerșetorul s-a uitat la ea cu așa gingășie și recunoaștere încât au luat-o fiorii. Dar imediat și-a întors capul. Îți mulțumesc enorm. Dar eu nu pot să plec de aici. Oana chiar s-a supărat. Uite, prostuțul! Eu o fac din tot sufletul, dar el. Și a plecat de acolo. La ieșire, Fiodora a ajuns-o din urmă. Dar tu ești curajoasă! Nu ți-a fost frică să iei apărarea! Tu nu te supăra pe el! Este ciudat un pic! Tace tot timpul! Nu povestește nimic despre el! Nici măcar nu-i știu numele lui. De parcă ar fi mut. Toată seara și dimineața, Oanei nu ieșea din cap acest băiat în cârje. Privirea lui, zâmbetul. Ochii lui albaștri mășcați. Și iarăși parcă i-a trecut un curent electric prin corp. Încă asta mai lipsea. Să mă îndrăgostesc de un cerșetor. Am înnebunit cu totul. Mai bine te-ai gândit la copil. Se certa Oana și încerca din răsputeri să-și scoată băiatul din cap. Ea încă nu intrase în pasajul subteran că cinima deja a început să-i bată puternic, neavând răbdare să se întâlnească cu cerșetorul misterios. Dar ce a dat peste mine? Iarăși! Ce se întâmplă? Oana singură nu se înțelegea. Dar astăzi băiatul pur și simplu a surprins-o. El tăcut i-a întins ei un trandafir roz mic și gingaș și nespus de frumos. El timid i-a spus eu te-am așteptat. Îmi era frică că nu o să vii. Aceasta este pentru tine. Oana a înroșit și s-a rușinat. Ei era atât de plăcut și cald de la acest gest. Acum în fiecare dimineață ei se vedeau. Vorbeau câte puțin ba despre una, ba despre alta. Dar cel mai important. El așa se uita la ea. Această privire nu o poți confunda cu nimic în așa mod la ea se uita doar iubitul ei Dumitru. Oana nu înțelegea absolut de fel ce se întâmplă cu ea. Ea abia de a avea răbdare să se vadă cu el din nou. Toate gândurile erau despre el. Înăuntru se umplea de căldură și iarăși îi zburau fluturi prin stomac. Chiar și copilul s-a liniștit și a încetat să lovească. Ea se mânia pe ea însă și. Doamne, ce prostie! Parcă ar fi o năpastă trebuie să te iei în mâini și să încetezi să te gândești la el. Eu sunt însărcinată de la alt bărbat, iar el este vagabond. Plus la asta și invalid. Pentru ce mi-e toate acestea? Iar lui mai cu seamă. Dar cât nu și-ar repeta în fiecare zi acest lucru Ana, apropiindu-se de subterană, inima îi îngheța și începea să-i bată ca o nebună. Aceste întâlniri ciudate au continuat o săptămână. Într-una din zile, coborând fericită prin pasaj, Oana deja din obișnuință căuta cu ochii misteriosul necunoscut. Dar el nu era la locul său. Ea uimită, își întorcea capul de o sută de ori și lacrimile au început să-i curgă involuntar pe obraz. Cum așa? Unde a dispărut? Ești o prostuță. Dar ce ai vrut? Ca el ca un prinț credincios să te aștepte aici veșnic. Iată că s-a sfârșit. S-a terminat povestea frumoasă. Femeia se simțea atât de trist și obișnuitor. Dispoziția, până la urmă, i s-a stricat. Ea de abia s-a luat în mâini și s-a îndreptat spre lucrul. Totul din jur, într-o clipă, a devenit sumbru, cerul posomorât și viața grea și întunecată. Ea cu greu a terminat schimbul și, fără să se grăbească, mergea spre casă. În camera pustie, unde nimeni nu o aștepta. Dintr-o dată, Direct la intersecție. Ea a văzut cum niște polițiști le mâinile chiar la ace trei bărbați care au bătut băiatul. Conducea totul un locotenent tânăr. Ea s-a uitat mai bine și a rămas fără grai. Acesta era chiar acel vagabond, șchiopul din pasaj. Misteriosul ei prinț. Doar că el s-a dovedit că nu era șchiop și nici pletos. Dar un bărbat înalt și zvelt, cu o tunsoare scurtă iar ochii lui erau acioc albaștri mășcați. Acesta la sigur e el. Nu poate fi nicio îndoială. Iată așa o întorsătură. Oana nici nu a observat că deja de zece minute stă cu gura căscată și ochii holbați. Nefiind capabilă să se miște din loc. Văzând-o pe ea, locotenentul s-a bucurat și s-a apropiat de ea. Sfios, el a început. Bună, îmi cer scuze pentru această înscenare, dar eu am fost într-o operațiune specială. Și pur și simplu nu aveam dreptul să spun nimic despre mine. Așa mi este lucrul. Iar eu de fapt mă numesc Igor. Tu nu te superi pe mine. Spunem -mi cinstit. Oana respira doar pe gură și nu era în stare să scoată un cuvânt. Ea era într-o nedumerire totală. Și cuvintele i s-au blocat în gât. Igor a luat-o calm de mână și a spus încet. Eu acum trebuie să fug, singură vezi. Hai să ne întâlnim mâine la pasajul nostru. Eu te invit la întâlnire. Noi avem foarte multe de discutat. O să vii. Oana Radia fericită și-a dat din cap. Băiatul a continuat să conducă arestarea, iar eroina noastră zbura spre casă ca și cum ar avea arit ea se scutura într-una tot drumul și se certa. Ce naiba se întâmplă? Să nu îndrăznești. Dar cum rămâne cu Dumitru? Despre ce fel de întâlnire poate fi vorba? Ți-a ieșit din minți. Nu poate să fie așa ceva ca el să se îndrăgostească pur și simplu de mine așa însărcinată. Aceasta e ireal. Trebuie să închei cu toate acestea. Doar poate o singură dată să mă duc pur și simplu să vorbesc cu el și cu asta tot. Toată ziua următoare Oana nu și căsea locul. Ea o sută de ori cântărea, se frământa. Să plece sau nu? În cele din urmă ea la ora stabilită, stătea ca o baionetă în pasaj. Igor nu era. Oana s-a înfuriat. Iată din nou, s-a început. Ba apare, stabilește o întâlnire, ba dispare. Del naibi. Mi s-a găsit el un rătăcit misterios. Oana vroia deja să plece ca și văzut cum alerga spre întâmpinarea ei rătăcitul cor. El ținea în mână un buchet drăguț de flori de câmp și flutura din mâini fericit. Oana s-a încruntat. De fapt, fata este cea care întârzie la întâlnire, iar la noi cumva invers se primește. Bombănea ea supărată. Băiatul s-a rușinat și a început să se justifice. Salut, Oana! Scuză-mă, nu-i vina mea. Șeful ne-a reținut la adunare. Păi doar nu puteam să o întrerup și să plec. Acest lucru să-l ia naiba, întotdeauna mi-a stricat viața. Trâncănea el. Femeia s-a dezghețat. Simțea că el nu minte. i a întrebat. Păi unde mergem? Sau așa și vom sta din obișnuință aici? Igor a roșit din nou, ca un rac fiert. Hai să ne plimbăm prin parc. Vremea este minunată. Nu de alta, dar până la salariu mai am o săptămână și eu, dacă sincer, sunt cu totul la zero. La restaurant deocamdată nu pot să te duc. Scuză-mă. Știi și si singură ce salarii avem noi. Dar eu promit o înghețată gustoasă și multă veselie. A recunoscut sincer băiatul. Oana nu s-a mâhnit deloc. Din contra. Ei a plăcut că el a spus despre aceasta sincer și deschis. Ea nu-și dorea de fel să meargă cu el la vreun restaurant. Dar să se plimbe și să iau gură de aer curat, ei și copilului nu-i încurca. Ei se plimbau încet pe alee și discutau. Oana îl întreba. Povestește câte ceva despre tine. De altfel ești ca un necunoscut misterios. Nu știu nimic despre tine. Igor a oftat. Păi ce pot să-ți spun? Am fost căsătorit. Acum sunt divorțat. A plecat Laura mea la un om de afaceri bogătaș. M-a înșelat. La început credeam că o să-mi ies din minți. Nu mai doream să trăiesc. De aceea eu și-am fost de acord să particip la această operațiune specială cu toate că era riscant, eu nu mai aveam ce pierde. Eu mi-am iubit foarte mult soția și nu am supărat-o niciodată. Doar că ce puteam eu să-i ofer? O odaie de 13 metri pătrați și de la un salariu la altul. Iar ea dorea la mare să plece în Europa. Cercei de aur tot îmi cerea. Ea mă tot convingea să iau cât mai multe mite. Sau să-mi deschid o afacere. Dar cât nu încercam, eu nu puteam să explic că nu ste mine toate astea. Eu, cu adevărat, îmi iubesc lucrul meu. Deși este greu și uneori destul de periculos. Eu nu vreau să-l las. Doar că, iată, cu viața personală nu este compatibil. Ce fel de femei ar vrea să-și aștepte soțul din ambuscadele veșnice și deplasări operaționale? Oana a spus în gândurată. Păi, nu știu. Eu consider că dacă iubești, poți depăși orice împreună. Eu la fel îmi iubeam foarte mult logodnicul. Și el pe mine. De dragul meu, el a mers împotriva voinței părinților. S-a dezis de avere. Și nu-i nimic. Noi am fost foarte fericiți. Noi am vrut să ne căsătorim. Femeia brusc s-a oprit și a tăcut. Igor a spus încet. Și ce s-a întâmplat? El a încetat să te mai iubească și te-a părăsit. De ce acum ești singură? Oana s-a așezat pe bancă. A tras inspirat adânc și a pronunțat cu greu. Nu. El a decedat. A făcut accident. Eu aștept tot pentru ca să-l întorc înapoi. Dumitru era cel mai bun. Deja după moartea lui, eu am aflat că sunt însărcinată. Le-am spus părinților lui mă gândeam că se vor bucura. Dar și-au bătut doar joc de mine și m-au dat afară de gât. Așa este viața mea amărâtă. Ce să fac mai departe nu știu. Am găsit un loc de muncă temporar. Iar apoi, băiatul era șocat. Dar părinții tăi, ei chiar nu te-au susținut. Iată pe mine tata m-a ajutat foarte mult după divorț. Cu un cuvânt bun și sfaturi. Oana s-a întristat și mai mult. Eu sunt de la orfelinat. Nu am pe nimeni. Mai bine spus părinții biologici undeva se află, dar nu au nicio treabă cu mine. Aveam cinci ani când m-au luat la orfelinat. Mama servea în continuu. Niciodată nu m-a vizitat. Și știi. Eu mi-am jurat că niciodată nu-mi voi părăsi copilul meu. Și-l voi pune pe picioare. Oh! de ce îți spun ție toate acestea? Nu-ți pasă ție de problemele mele. Îmi cer scuze. Și-a dat seama Oana. Igor i-a luat mâna ei în lui și încet i-a vorbit. Acum tu nu ești singură. Ține minte aceasta. Eu înțeleg totul. Tu îi duci dorul soțului și încă îl mai iubești. Și nu pretind pentru nimic. Tu îmi place foarte mult, nu voi ascunde asta. Mergând la această întâlnire eu la sigur că nici nu mi-am imaginat că mă voi îndrăgosti de o necunoscută. Dar odată ce aceasta s-a întâmplat, nu mă respinge. Permite-mi doar să-ți fiu alături și să te ajut. Așa pur și simplu. Din toată inima. Oana și Igor au devenit cei mai buni prieteni. Ei și încredința unul altuia toate secretele. Își împărțeau necazurile și bucuriile. Femeia nu putea să creadă că în sfârșit ea are un suflet pereche. O persoană apropiată care întotdeauna o va asculta, nu o va judeca. O va susține și o va ajuta. Dar la intimitatea cu Igor, ea nici nu se gândea. Deci dacă sincer, el îi plăcea nespus de mult. Și Ana, în adâncul sufletului înțelegea că aceste sentimente nu au nicio legătură cu prietenia. Inima îi tremura și de fiecare dată îi se zbătea ca de obicei. Dar ea alunga cu înverșunare aceste gânduri. Conștient, a împins aceste sentimente care abia prindeau viață în cel mai îndepărtat colț din suflet. Nopțile ea se gândea des la Igor. Și-l aducea aminte pe Dumitru și compara sentimentele și trăirile. Eu nu trebuie să-l iubesc. Asta nu e corect. Aceasta este o trădare față de Dumitru. Cei voi spune copilului meu? Tatăl tău a murit și eu un m-am îndrăgostit de altcineva. Dar și lui Igor cei trebuie un copil străin. Nu dea domnul să se sperie de responsabilitate și să fugă. Iar eu apoi voi suferi. Dar pe tine însuți nu te poți amăgi. Toată ființa ei se trăgea spre Igor. el dorea cu așa ardoare încât doar cu o putere de voință extraordinară făcea față cu ea însăși. Igor părea că nu observă nimic și a devenit pentru Oana îngerul păzitor. Era mereu alături. O ajuta să ducă gențile grele. Îi dezmorțea picioarele umflate și spatele. Umbla împreună cu ea prin instanțe ca să întocmească actele. Pe ascuns să-i strecura bani în portmoneu și produse alimentare în frigider. Se stăruia să aleagă doar fructe și legume sănătoase. Iar nopțile, strângând cu dinții, urla în pernă. Doamne, de ce sunt un prostănac atât de nehotărât? Singur, de bună voie am fost de acord cu rolul de prietenă. Dar eu doar o iubesc enorm pe această fetiță amuzantă, cu burta imensă ca un pepene verde. Oare ea chiar nu observă acest lucru? Și nu simte pentru mine nimic. Nu este așa. Știu că simte. Atunci de ce ea mă chinui atât? Sau trebuie direct să-i cer mâna? dar dacă o voi îndepărta de mine, ea doar încă îi duce dorul soțului său. Și Oana se va inhiba și nu mă va mai lăsa să intru în viața ei. Atunci eu în genere o să nebunesc. Aceste gânduri îl chinuiau pe băiat mereu și îl scoteau din minți. El adesea și amintea acel moment când a văzut-o pentru prima dată în pasajul subteran. Iată fuge spre el o fată drăguță, cu o mulțime de pistrui pe nas și breton amuzant și cu bucurie întinzând un pahar de ceai și o plăcintă. Știind că este vagabond, șchiop și necăjit. El nu putea să creadă că în această lume dură au mai rămas așa oameni altruiști, care pot să te compătimească și să te ajute. Iar când el s-a uitat mai bine și a observat burta proeminentă de sub pulover, în genere a rămas uimit. Smulge un ban de la ea, dar ajută pe cei vagabonzi râsul ei arogant, genele arcuite, s-au scufundat în sufletul lui încă de la prima vedere. Și s-au blocat acolo pentru tot viauna. Atunci când dintr-o dată, la miezul nopțioanei, i s-au spart apele și a început să o doară intens burta, ea s-a speriat de moarte. Și deja din obișnuință l-a sunat deodată pe Igor. Igor, scuză-mă că te-am trezit, dar eu se pare că nasc. Ce să fac? Îmi este atât de frică, Băiatul calm i-a spus: Nu te panica. Eu chem ambulanța și vin spre tine. Pregătește lucrurile. Totul va fi bine. Eu deja sunt aproape. Și imediat Oana i-a stat mai ușor pe suflet. S-a liniștit. Igor umbla de aici colo pe coridorul spitalului. Aștepta când se vor afla ceva noutăți despre Oana dar au trecut deja două ore, dar doctorul așa și nu mai ieșea. În sfârșit ușa s-a deschis și a alergat îngrijorată asistenta medicală. Ea trâncănea. Dumneavoastră sunteți soțul Oanei. Igor, fără să se mai gândească, a răspuns. Da. Dar cei cu ea? Fata a spus. La ea copilul s-a dovedit a fi foarte mășcat și avea adiacență pelviană. Am fost nevoit să-i facem de urgență operatie. Femeia a pierdut foarte mult sânge și se află în reanimare. Trebuie urgent să facem transfuzie. Dumneavoastră ce grupa de sânge aveți? Băiatul speriat a precizat. A doua pozitivă. Asistenta s-a bucurat. Super! E compatibilă. Dumneavoastră sunteți pregătiți să fiți donator și să dați sânge pentru soție. Igor a răspuns repede. Ce fel de întrebare e asta? Desigur, sunt de acord. Doar de ea s-ar face bine. Oana și-a venit în fire deja în reanimare. A vrut să se ridice, dar durerea ascuțită din partea de jos a burției străpungea tot corpul. Ea chiar și-a țipat. Spre ea a alergat asistentă medicală. Nu trebuie să vă mișcați brusc dumneavoastră încă nu aveți voie să vă ridicați. Pot să se desfacă cu săturile. Oana și întorcea capul și negăsind copilul lângă ea, a strigat în panică. Ce am? Unde este copilul meu? De ce el nu este alături? Este viu? Asistenta a calmat-o. Nu vă faceți griji. Aveți un băiat. Voinic. Are patru kg și 200 am fost nevoit să vă facem operație. Și soțul dumneavoastră a fost de acord să fie donator. Practic v-a salvat viața la ambi. Ce a fost mai greu a rămas în urmă. Acum totul va fi bine la voi. Nu vă faceți griji. Oana era uimită. Igor le-a salvat viața fără să stea pe gânduri. Înseamnă că el o iubește cu adevărat. Ea era recunoscătoare pentru tot și cu toate acestea stătea și își vorbea singură. Dumitru, eu știu. Tu vezi tot și știi. Noi avem un fiu. Eu îl voi numi Cristian, ca pe bunicul tău iubit. Despre care tu atât de multe povesteai și pe care îl iubeai nespus de mult. Te felicit, dragul meu. Asistenta a adus bebelușul și l-a dat oanei. Primiți mămică feciorașul. Când i-așa luat în brațe băiețelul său durduliu și voinic, peste ea s-a rostogolit o întreagă avalanșă de fericire și gingășie. Aceasta era cu totul altfel de iubire. Oarbă, necondiționată și absolută. Oana îl hrănea cu piept. El amuzant plesnea din buze și se străduia, căci deja se și rotunise. Pe urmă ea mult timp i-a sărutat năsucul lui, degetele minuscule. Și lacrimile singure se rostogoleau pe obraș de atâta împlinire și fericire. Abia acum la ea au ajuns în întregime cuvintele înțeleptului ginecolog. Care a făcut-o să nu săvârșească greșeala fatală și irevăzibilă. Ea nu și-ar fi putut ierta niciodată așa păcat. Oana-i șoptea la ureche bebelușului. Scumpul meu, feciorașule! Eu sunt atât de fericită că te am pe tine. Peste o săptămână, Igor a întâlnit-o pe Oana la maternitate cu taxiul. Cu flori și baloane. El nu știu de ce era foarte agitat și își făcea griji. Se schimba de pe un picior pe altul. Asistenta medicală i-a strigat. Ei, ce stai acolo, tăticule? Vino încoace. I-am în primit refiul. Uite ce voinic este. Copia tatălui. Și ea a întins bebelușul direct în mâinile băiatului. Oana s-a simțit incomod. Ea a încercat atunci spună: Dumneavoastră nu ați înțeles. El nu. Dar brusc s-a oprit la jumătate de cuvânt, văzând cum el cu grijă ținea bebelușul, și merge mândru cu el pe stradă. Prima lună le-a fost greu la amândoi. Oana a devenit mamă pentru prima oară. Igor la fel nu a avut nicio experiență cu un nou născut. Totul era ca pe front. Hrănitul, sticluțele. Plimbările la aer după grafic. Spălat, scutece și îmbrăcat. Pe Cristian mereu îl durea burta și el plângea cumplit câte jumătate de noapte. Mama nu dormea suficient și parcă era un robot. Înnebunea deja de la plânsul copilului și nu înțelegea ce cu el și îl legăna, îi cânta. Nimic nu-l ajuta. În ajutor a sărit mama lui cor. Auzind de la fiu ce și cum, ea s-a orientat imediat. Copilul doar e mășcat, iar pieptul probabil nu-i ajunge. De aceea și plânge mereu. Spune Ioanei să-l hrănească din sticluță cu lapte praf. Ar trebui să ajute. Și într-adevăr, după ce l-au hrănit adăugător, copilul a început să doarmă mai bine și puțin s-a liniștit. Igor o ajuta cum putea. Îi oferea posibilitatea să ațipească câteva ore ziua. Iar între timp se plimba în parc cu copilul. Fugea la farmacie și la secția de lactate. Prima dată ei l-au scăldat pe Cristian împreună. Mâinile le tremurau groaznic la ambii. Oana își făcea griji că apa poate fi prea fierbinte că copilul să nu dea domnul o vanghiți. Sau cel mai rău, o să se nece. Ea se panica foarte tare. Dar Igor încrezut ținea copilul și liniștea tânăra mamă lipsită de experiență. Cu toate că în suflet lui nu era mai puțin frică. În acest tempau, jumătate de an a trecut ca într-o clipă. Igor într-atât era atașat de copil și de Oana, încât nu-și mai imagina viața fără ei. El a învățat să se comporte cu el, să se joace, să legene. Și să facă aceasta cu mare plăcere. Oana la fel nu putea sta nici o zi fără Igor. El a devenit o parte din familia lor. De câte ori se gândea ea? Doamne, de una singură nu m-aș fi descurcat pentru nimic în lume. Cât de bine este că Igor este alături. Dar iată să mărturisească deschis ce simt unul pentru altul, așa și nu se decideau totul era incert. Privirile străpungătoare, aluziile neclare. Scânteia care a străbătut între ei și-a atins apogeul. Pe Oana încă o mustra conștiința. Ce să fac? Noaptea ea adeseori se adresa lui Dumitru. Dragul meu! Cum să procedez? Eu te iubeam nespus de mult, tu doar știi. Și mă aduc aminte de tine, îți duc dorul. Dar Cristian are nevoie de tată. Iar Igor, într-adevăr, mă iubește. Eu simt asta. Și eu pe el, probabil, tot îl iubesc. El este un om foarte bun, de încredere. Înțelegi? Doar că eu am impresia că te trădez. Ce să fac oare? Dar totul a rezolvat o întâmplare. Într-o zi, Igor a terminat lucrul și, în primul rând, a alergat spre Cristian el stătea în pătuc și bâlbâia în limba lui. Fluturând dintr-o jucărie sunătoare. Igor, străduindu-se să nu sperie copilul, a vorbit foarte domol. Dar unde este Cristian al nostru? Privește ce ți-am adus eu. Ce broscuță verde mecanică. Îți place? Deodată copilul s-a întors spre Igor. I-a întins mânuțele și a pronunțat clar. Tata, Oana a rămas fără cuvinte. Aceasta pur și simplu e imposibil. El încă nici mama nu a spus. Iar aici, câteva ori la rând, a pronunțat deslușit tata. Bărbatul fericit era emoționat până la lacrimi. El a luat băiețelul în brațe, l-a strâns la piept și a șoptit. Băiețelul meu, Igor, a ajutat-o pe Oana să adormă copilul, iar apoi a zis: Eu voi lipsi ceva timp. Nu-mi duce dorul. Mă întorc repede. Oana s-a alarmat. Igor, unde pleci? S-a întâmplat ceva. El nu i-a răspuns nimic. A pupat o prietenește pe obraz și a plecat. Oana l-a așteptat o oră întreagă și a țipit pe nesimțite. Deodată cineva a atins-o pe umăr. Oana a tresărit și inconștientă și-a frecat ochii. În fața ei stătea în genunchi Igor. În mână el ținea o cutie și un buchet de trandafiri superb. Oana, mărită-te cu mine. Eu nu mai pot așa. Eu vă iubesc foarte mult pe tine și pe Cristian. Și o să fiu pentru voi cel mai bun tată și soț. Nu mă respinge mai mult. Eu nu sunt de fier. Eu doar simt că tot nu-ți sunt indiferent. Eu de fiecare dată te privesc și mă sufoc de dorință. Eu știu cât de mult l-ai iubit pe Dumitru. Dar pe el nu-l mai întorci. Eu cred că el ar fi fericit că familia lui este pe mâini de încredere. Ajunge să mă chinui și pe mine și pe tine. Ești de acord? Ai cinci minute la dispoziție ca să te gândești. Dacă o să spui nu, eu o să te înțeleg. Și nu te voi mai deranja niciodată. Trebuie să hotărâm chiar acum. Eu așa nu mai pot." În loc de răspuns, Oana s-a plecat spre Igor și l-a sărutat tandru pe buze. În aceeași secundă între ei nu doar a străbătut o scânteie, dar s-a aprins un foc și pasiunile dorinței. Igor a dus-o în brațe până în dormitor și a început să-i sărute fiecare milimetru de pe corpul ei. El dorea să savureze acest moment la infinit. El îi șoptea ei în plină pasiune: Scumpa mea, draga mea! cât de bine mi este cu tine. Ea atât de strâns îl îmbrățișa, pur și simplu topindu-se în el. De parcă se temea că această fericire va dispărea în fiecare secundă. O asemenea intensitate de emoții, culmea plăcerii, ambii nu au simțit de foarte mult timp. Mai apoi, odihnindu-se după așa încântare cerească, ei stăteau pe pat sub lumina lunii. Oana și-a pus capul pe pieptul lui și asculta respirația lui constantă iar el chiar și în vis tot o mângâia gingaș și o cuprindea de mijloc. Pe ea nu o mai mustra conștiința și îndoielile că ea îl trădează pe Dumitru. Acum ea știa că nu va găsi nicăieri și niciodată un soț și un tătic mai bun. Cuplul s-a înscris. Părinții lui Igor au primit-o pe Oana foarte călduros. Stăteau cu mare plăcere în weekend cu Igor. Doar ei vedeau cum fiul lor a înflorit și își dorea să trăiască alături de această fată pistruiată și drăguță. El radia tot de fericire. Iar Oana avea grijă de el. Mereu pregătea ciorbe fierbinți. La lucru îi dădea ceai cald în termos și sandvișuri. Se atârna cu înțelegere față de lucrul lui dificil. Nu-l certa și nu-l bătea la cap ca și soția precedentă. Iar faptul că ea e cu copil nu e o problemă. O să-l creștem și o să-l educăm. S-au hotărât ei. Dar Igor avea ultima treabă nerezolvată. Din momentul acelei discuții, sufletești din parc, el așa și nu putea înțelege. Cum se primește că bunicii adevărați nu vor să știe de nepotul lor? Așa doar nu e omenește. Dar Oana refuză categoric să vorbească la această temă. Ea era supărată pe ei definitiv. Pentru nimic au insultat-o și nu au susținut-o în cel mai greu moment din viață. De aceea, soțul a decis pe ascuns să vorbească singur cu ei. El nu știa și singur pentru ce are nevoie de aceasta, dar s-a gândit că încercarea vină nare. În următoarea zi după schimb, el a mers direct la ei acasă. Își făcea mari griji ce să vorbească. Cum să înceapă discuția? În buzunarul de la cămaș avea poza lui Cristian. În poză băiețelul zâmbea, demonstrând unicul său dinte de jos. Igor se aștepta să vadă niște majori aroganți și înfumurați, deoarece anume așa i-a descris Oana. Când el a sunat la ușă, lui a deschis o femeie în vârstă obosită, cu urmele trecutului luxos. Ea se uita întrebător la Igor. Bună ziua! De cine aveți nevoie? Băiatul a ezitat puțin. Nu știa cu ce să înceapă discuția. Bună ziua! Eu mă numesc Igor. Eu am de discutat cu dumneavoastră. Pot să intru. De altfel, la ușă nu e prea comod. Lui era frică că îndată îi va închide ușa în nas. Doar nu fiecare ar fi acceptat să invite în casă un bărbat străin. Dar spre marea lui mirare femeia a strâns din umeri și a zis. Ei bine, intrați! În cameră persista un miros puternic de medicamente. Pe pat stătea un bărbat în vârstă învelit cu o plapumă. Alături, pe dulap, se afla un aparat de măsurat tensiunea. El arăta slăbit și bolnav. A întrebat încet. Valentina, avem oaspeți. Cine e acesta? I-a răspuns detașat. Până când nu știu Ștefan. Acuș vom asculta pentru ce a venit acest tânăr. Igor nu a tras de timp și a început cu cel mai important. Eu sunt soțul Oanei. Dumneavoastră vă spune ceva acest nume. Femeia s-a schimbat la față și a răspuns răutăcios. Cum să nu? Aceasta e acea viperă din cauza căreia a decedat fiul nostru, Dumitru. Eu n-am ochi să o văd. De ce ați venit aici? Ce vă trebuie? Băiatul a scos din buzunar poza lui Cristian și a întins-o femeii. Acesta e nepotul vostru Cristian. El are jumătate de an. Uitați-vă mai bine. El atât de mult îi seamănă fiului dumneavoastră. Eu am văzut portretul lui. El și acum atârnă pe perete în apartamentul nostru. Oana nu știe că eu am venit. E treaba dumneavoastră că o iubiți pe Oana sau urâți dar cum puteți să vă deziceți de nepotul dumneavoastră? Eu nu pot să înțeleg. Dumneavoastră nu aveți inimă. Gândiți-vă la cuvintelor mele. Nouă nu ne trebuie nimic de la voi. Eu și Oana trăim bine. Doar să știți că dacă vreți să vă vedeți nepotul, atunci acum e momentul potrivit. La revedere! Dar și încă ceva. Oana foarte mult va iubit fiul. În zadar vorbiți așa despre ea. Igor s-a întors brusc și a plecat. Mai ce oameni! Nu degeaba Oana nu dorea să se vadă cu ei. Niște indivizi antipatici. După ce a plecat Igor, i a spus soției. De ce procedezi așa, Valentina? Cat se poate. Uită-te la poză. El doar e copia lui Dumitru. Ochii lui și sprâncenele cât ne-a mai rămas nouă de trăit. Ce viață avem după moartea lui Dumitru? Doar pastile și injecții. Poate ajunge să urăști această sărmană fată. Și într-adevăr să încep să comunici cu nepotul. Eu am obosit să trăiesc așa Valentina. El s-a întors la perete și a început a plânge amarnic, acoperindu-și fața cu mâinile. Valentina înțelegea și singură că prin ura aprigă față de Oana ea încearcă să nece durerea de la pierderea unicului fiu. Dar cum să se impună să o ierte pe Oana? Iar băiețelul într-adevăr este copia lui Dumitru. Nici nu se discută. Nu e nevoie de nicio expertiză genetică aici. Peste o săptămână, la ușa Oanei a sunat cineva. Igor era la schimb. Deschizând ușa, ea se dădu apoi surprinsă. În prax stăteau părinții lui Dumitru. Doamne, cum m-au găsit ei? Ce le trebuie? La ceva bun de la acești oameni, la sigur, nu poți să te aștepți. Se gândea ea. Ștefan a început primul. Bună, Oana! Se poate să intrăm? Stăpâna tăcut i-a lăsat să intre pe acești vizitatori neplăcuți, dar continua să stea în coridor și privea la ei întrebător. Bărbatul a continuat eu înțeleg că tu nu ești bucuroasă să ne vezi. Noi ne-am comportat cu tine dezgustător și inadmisibil. Și-ți cerem iertare. Noi vrem să comunicăm cu nepotul nostru. Se poate. Doar el este unicul care ne amintește de Dumitru. Continuitatea lui. Valentina ne așteptând răspunsul Oanei, a mers spre pătuc. Cristian gângurea fără grijă, bâlbâia în limba lui mergând peste jucării i-a întins mâinile spre el și a început a vorbi. Salut, Cristian! Uite ce ți-a adus bunica! Valentina a scos din pachet niște cuburi moi și frumoase, de toate culorile, și i-a întins unul băiețelului. El l-a luat interesat în mâini. A început să-l examineze uimit și să zâmbească. Scoțând la iveală singurul dinte. Femeia bruscă a început a plânge încet. Dumnezeule, e copia lui Dumitru. Dar zâmbetul. Și alunița de pe gât. Exact ca și la fiul nostru. Iartă-mă, Oana. Cât de mult am dat greș considerându-te pe tine o mamă rea și o desfrânată. Eu chiar am crezut că acest copil nu este al lui Dumitru. Oana s-a muiat și a propus. Ce a fost a fost. Trecutul nu poate fi șters, dar poate fi reparat haideți mai bine să bem câte un ceai. Eu am copt plăcintă cu varză. Deja peste o oră ei comunicau cât se poate de prietenos și liniștit. Ștefan îl ținea pe Cristian mândru pe picior. Iar el îi sucea urechea bunicului și se râdea în hohote. Când Igor s-a întors seara de la lucru, Oana îngrabă povestea noutățile. Igor, îți imaginezi. Părinții lui Dumitru au fost. Au cerut iertare. Ei vor să comunice cu Cristian. Iar el s-a întins momentan la ei când i-a văzut. De parcă a simțit că-i sunt oameni apropiați. Așa-i că-i supăr. Eu sunt atât de fericită că ne-am împăcat. De parcă s-a luat o piatră de pe suflet. Igor se uita cu tandrețe la soția sa și s-a gândit. Perfect. Înseamnă că planul meu a funcționat totuși am ajuns până la inima lui Ștefan și a Valentinci. Iar în glas a răspuns. Iată vezi cât de minunat. La timp s-au răzgândit bunicul și bunica. Așa că acum Cristian are tocmai doi bunei și si două bunici. El a îmbrățișat-o pe Oana și a sărutat-o gingaș, fiind mulțumit de el însuși. În viața adesea se întâmplă așa. Fericirea e trecătoare și se schimbă în necaz sau tragedie. Pare că viața s-a terminat și nu există lumină. Dar trebuie neapărat să credem că după o dungă neagră numai decât o să urmeze una albă. Și totul va prinde altă culoare.